Sunt onorat să fiu aici invitat și sper să mă țin de timp. Sunt un om de publicitate care, după cum spunea un arhitect care ne-a făcut la un moment dat sediu, suntem oameni care vindem aburi, care vindem nimic și de aceea nu vreau să vă vând nimic în această seară. O să încep să fac o trecere de la pasiunea pentru vinuri a Aureliei la o vorbă a unui alt publicitar foarte cunoscut, Bogdan Naumovic, care spunea: dacă faci ceea ce îți place, la un moment dat vei face bine și s-ar putea să vină cineva să-ți dea și bani pentru asta. Ei bine, în momentul ăla ai atins fericirea. Și cumva proiectul meu favorit, la care îi aloc multă energie și dragoste, se cheamă Urmează-ți pasiunea. Și nu pot să vorbesc despre acest proiect decât cu un set de definiții la început. Și nu o să fie plictisitoare, sunt niște definiții izvorâte așa din multe brainstorming-uri cu colegii, pentru că ne-am dat seama că pasiunea este ceva foarte profund. De fapt, este o formă de dragoste. Iubești cu pasiune soția, copiii, ești iubit de mamă cu pasiune, deci iubirea de oameni, iubirea de activități și se mai numesc și hobby-uri, iubești foarte mult să te scufunzi sau să joci tenis sau așa mai departe, și cred că iubirea supremă către care tindem cu toți este cea în carieră. În momentul în care am atins acest nivel, practic ne-am înconjurat pe toate axele de iubire. Noi ne-am propus să sprijinim o mișcare socială a oamenilor către pasiunile lor. Poate e mult zis. La început, cumva în anul 2009, când ne-a venit ideea, era cam la originea timpului, pe scara timpului, această origine este și originea crizei. Și oamenii ne luau puțin drept nebuni. Oamenii căutau să-și găsească banii cu care să plătească creditul, să traverseze de azi pe mâine și așa mai departe, și noi vorbeam de pasiuni. Cred că asta a însemnat pentru noi ceva timp de stat în garaj și de a gândi lucrurile. Și ne-am propus să ducem omul de la patrulaterul în care se găsește, și cu tristețe spun, probabil un cuantum mare din populație petrece timp în patrulaterul casă, job, telecomanda de la televizor și frigider și la un moment dat se întoarce în pat. Asta este un patrulater din care noi ne luptăm să scoatem oamenii și sunt de părere că poate îți vei găsi imediat pasiunea care o să o pui în carieră, dar poate este și o etapă intermediară de a o face după program și de a te acomoda, pentru că nimeni nu lasă un job călduț pentru o activitate care i-ar plăcea, dar în care nu este sigur că o să reușească. Și noi suntem de părere că dacă la început ai o mașină retro pe care începi să o repari, la un moment dat o să repari și pentru prieteni, și când o să consider că meriți bani pentru chestia asta, o să începi să primești niște bani. Acolo este momentul de declic, de a transforma pasiunea egal hobby în pasiune în carieră. Acolo este momentul în care îți faci socoteala și dacă obții la nivel de 70% din banii care îi primești ca și contabil, unde nu-ți place, și îți faci acel mic atelier al tău de reparat mașini retro, ăla este declicul și ne luptăm cu chestia asta. Eu sunt un comunicator și ca persoană și ca om de publicitate în ultimii 20 de ani și ne-am propus cu acest Urmează-ți pasiunea să descoperim oameni care fac lucruri și să îi împărțim cu mai multe perechi de ochi. Cum? Prin televiziune, care ne ajută și colaborăm cu diferite stații și oferim materiale. Și slavă Domnului, nu știu dacă v-ați dat seama, noi traversăm o epocă extraordinară. În sfârșit, asistăm la democratizarea reală a mass mediei. Acest Facebook este televiziunea pusă în mâna oricui. Deci asistăm la tranziția de la mogulii care controlau informația la oamenii care pot să spună orice. Ei bine, și prin Facebook ne transmitem mesajul, Urmează-ți pasiunea, chiar se cheamă pagina noastră, și mergem în fiecare eveniment. Am câteva poze aici pe care vreau să le rulez. E clar că putem să ajungem la ținta noastră prin fotografie și prin video, și sunt poze de-a lungul timpului adunate din fel și fel de evenimente care să inspire un pic. Poza asta care vrea ușor să apară este de pe Herăstrău. Vreau să vă zic în două fraze povestea lacului Herăstrău. Pe Herăstrău erau 15 baze nautice pe vremea comunistă, au rămas doar două datorită invaziei restaurantelor. Ei bine, eu vreau să arăt că acest Herăstrău, pe lângă care trecem în fiecare zi cu
60 la oră și vorbim la telefon, este o oază. Și eu, alergând ca mulți alții dimineața, am constatat că pot să fac același tur cu caiacul și să văd și niște rețuște care înoată pe acolo și să constat că la numai 50 de metri de șosea e liniște, e natură și pot să mă rup și pot să mă deconectez. Și am organizat tot felul de lucruri de întâlniri de caiac dimineața, într-o zi a săptămânii. Aici lucrurile alunecă către corporate, sunt companii care deja vin și fac lucruri, fac, cum să zic, concursuri pentru Team Spirit. Venim pe evenimente, o să vă vorbesc un pic despre evenimentele pasiunilor, este uluitor ce se întâmplă. Noi am făcut, o să vă arăt o listă pe pasiunea.eu, site-ul nostru, mapăm evenimente organizate de alții și acest eveniment va fi weekendul viitor, are o vechime de vreo 3-4 ani, se cheamă Skirt Bike. Este o paradă de doamne, domnișoare, bine îmbrăcate, ultra elegant îmbrăcate, care fac și concurs pentru cea mai chic ținută și care fac o paradă pe bicicletă. Evenimentul a avut foarte mare succes și acum deja se întâmplă simultan în vreo 6 orașe. Nu știu cum am fost și eu acceptat acolo, poate din cauza că la remorcă am luat-o pe fetița mea cea mică, ca să ea este mai mult skirt bike-ul respectiv. Iar acest lucru se întâmplă duminica asta de la 3:30 în București. Cred că merită, dacă sunteți în zonă, să vedeți acest spectacol realmente. Aici avem o poză de la maratonul de not de la Mamaia. Ei bine, există maraton de not în mare. Eu nu știam că pot să înot 1,5 km, nu e atât de greu. Este foarte ușor să încerci dacă știi că există un salvamar cu caiacul pe lângă tine și dacă toată lumea o face. Cred că aceste evenimente au descoperit un alt mod de funcționare. Cluburile dinainte de 89 erau finanțate de stat. Ei bine, acum cluburile trebuie să facă o chestie serioasă ca să ia bani din sponsorizări și să ia bani serioși de la clienți. Și atunci ele s-au deschis către oameni de rând. La un astfel de eveniment, maraton, triatlon și așa mai departe, poate să participe absolut oricine. Și acesta este maratonul de la Mamaia. Mergem mai departe. O să râdeți, începând în aprilie și până în octombrie, nu mai este weekend care să n-aibă un maraton sau un triatlon. A ajuns inclusiv o componentă maraton de potecă. Deci sunt câteva maratoane de potecă. Asta este eco-maratonul de la Moeciu, care este probabil cel mai popular. De vreo 2-3 ani este încă unul retezat. Deci oamenii nu numai merg pe munte, chiar aleargă pe munte. N-am încercat și maraton de munte, dar respect curentul. Mergem mai departe. Cred că am terminat setul ăsta de poze și poate punem filmul acela care l-am downloadat. Noi ne-am propus să mapăm evenimente existente, să cunoaștem organizatorii și să ne băgăm nasul în ele. Ăsta este un film care sper să pornească acum, dăm și un pic sonor. Este triatlonul de la Mamaia, care se întâmplă de vreo 4-5 ani. Din cauza mării, lacului foarte agitat, anul ăsta s-a tăiat proba de not, de asta este și artificiul ăsta. Suntem mândri că acest triatlon, organizat de parteneri de-ai noștri, este cel mai mare triatlon din Europa de Est. Deci următorul ca mărime este undeva la Viena, din câte am înțeles. Se adună spre 1000 de oameni care fac aceste probe, în not, alergare și bicicletă. Și scopul nostru este să-i găsim pe cei care au venit prima oară. Sunt aici niște interviuri cu oameni care nu se antrenaseră și care erau pentru prima oară și făceau așa ceva. Ceea ce mă privește, chiar dacă n-am eu cel mai, eu știu, înalt nivel sportiv, eu am încercat să nu fiu acel reporter care vine și ia un interviu steril, bună ziua, cum vă simțiți, și chiar particip la aceste evenimente și de multe ori iau interviu din mijlocul concursului, chiar dacă unii poate mă mai înjură că îi înfrânez din timp și că mai consum oxigen și să-mi răspundă mie la întrebări, dar vreau să aflu ce-i mână în luptă pe oamenii ăștia și să împart cu ceilalți care sunt în patrulaterul de care ziceam. I-am întrebat ce fac, la ce se gândesc când aleargă, cum reușesc să treacă peste momentele respective. Yeah.
monotonia și să intre în lumea triatlonului. Să iasă la aia. Continuăm povestea. După ce am mapat ani de zile evenimente și am mers în ele și am făcut fotografie și am luat interviuri și le-am împărțit cu oamenii, am zis cum, de fapt, a fost un pic ordinea inversă. Una dintre primele idei a fost asta despre care urmează să vă spun, Ziua Națională a Pasiunilor. Ei bine, nu știu, n-am cunoștință să existe această sărbătoare în vreo altă țară, cu drag aș afla și m-aș inspira. Ziua Națională a Pasiunilor este proiectul nostru care are următorul concept. Haideți să ne și adunăm toți într-un loc, iar cei care au o pasiune să o împartă cu ceilalți. Apropo de give and take, noi îi căutăm pe acei pasionați care vor să și împartă. Sunt unii care sunt mai închiși și care nu comunică, dar sunt alții care vor să îi contamineze și pe ceilalți. Noi ne-am asumat această misiune, să găsim pe cei care vor să vorbească și să împărțim cu ceilalți. Cum stăm cu timpul? Acolo e un radar așa. 6 minute au trecut? Wow! A, 6 mai sunt? Bine și așa. Așa. Ne acomodăm. Dacă e o pauză publicitară, termin și mai repede, că înseamnă că o să încasăm bani. Mă întorc la Ziua Națională a Pasiunilor. Ea are și un demers legal. Avem ambiția să adunăm semnături și într-o bună zi să existe această sărbătoare pe hartă, Ziua Națională a Pasiunilor, o zi liberă pentru toți românii. Adunăm de câțiva semnături, mai avem mult de adunat până să le atingem, dar ne mai trebuie puțin PR. Și am reușit, în primul an am făcut vreo 10 evenimente simultane, Herăstrău și Cismigiu, mașini retro, șah, gătit, role și așa mai departe. În al doilea an nimeni nu credea că o să reușim. Am mers în piața universității, s-a jucat golf pe peluza de la Teatrul Național, acolo au fost lupte, s-au făcut origami, mașini retro, colecții de jucării și finalul a fost o pornire într-un traseu de noapte a mașinilor off-road cu proiectoarele aprinse care s-au învârtit în jurul giratorului și le-am filmat de pe Intercontinental. E un film drăguț pe YouTube și puteți să-l vedeți la un moment dat. Vreau să punem filmul cu domnul Beligan, dacă este aici cineva. La un moment dat am discutat cu maestru Beligan pentru că ne trebuia o pilă cum să facem noi să evoluăm la Teatrul Național. Pot să vă spun că au apărut și lucruri bune în țara asta. Nimic nu mai aparține unei singure mâini. Ca atare, chiar dacă domnul Oprescu n-a fost cel mai bucuros să facem asta, am luat din alte părți. Sunt pur și simplu fascinat de proiectul Urmează-ți pasiunea. Ideea de a propune o zi națională a pasiunilor ca sărbătoare legală a tuturor românilor, mi se pare absolut excelent. Sper din toată inima să apuc să trăiesc și eu ziua aceasta. Da, nu e nicio problemă. Deci, s-a înțeles sensul. Vreau să te felicit, trebuie să-l fi convins atât de tare, pentru că nu dă interviuri. Da, vreau să vă spun povestea acestui interviu. Pur și simplu am mers la maestru acasă, i-am povestit proiectul, i-a plăcut foarte mult și l-am întrebat dacă pot să și înregistrez chestia asta. Și mi-am scos acest interviu făcut de mine. Pur și simplu am întors veioza către dumnealui, cam ca un gestapo, să zicem. S-a aranjat omul și a pus ținuta și a repletat puțin replicile și mi-a dat interviul pe loc. Probabil că dacă organizam o mare filmare, se mai gândea. Dar a fost ceva ad hoc. Închei, mă apropii de încheiere și o să intrăm în pozele acelea de la Tuesday City Bike. Vreau să vă fac o invitație. Noi am început, lasă puțin poza asta, am început acest tip de eveniment de anul trecut pe biciclete. Noi ne-am dat seama că nordul Bucureștiului începe să fie o zonă în care lucrurile sunt normale, oamenii încep să aibă curaj să se urce pe bicicletă, să se mai ducă și la job și așa mai departe. Și vrem să încurajăm această stare de normalitate și am inventat acest concept Tuesday City Bike. Ei bine, poți să lași să curgă următoarele poze, te rog. Ne întâlnim, sprijinim bicicleta aici la paparații vreo oră, oră jumate până se adună toată lumea. Apropo de Skirt Bike, anul trecut am făcut gala de premiere a fetelor care au câștigat competiția pentru cea mai chic ținut la Skirt Bike, tot aici, în cadrul evenimentului de marți. Vin oamenii și cu copii, la un moment dat merg în turneu și până la urmă vehiculul ăsta este destul de versatil încât să se plimbe și copiii cu el. Inventăm câte un alt pretext, cum e aici
pictăm și pedalăm, mai găsim și câte o rimă. Pur și simplu am avut aceste lumânărele cu care am făcut piste de biciclete și copiii le-au pictat și au avut și îndeletnicire înainte să se urce să dea la pedale. Oprește puțin pe poza asta. Aici copiii ne-au ajutat și am făcut și afișul de anul ăsta. Anul ăsta facem un triunghi, ne ducem, este orientativ pus Piața Victoriei, dar mergem oriunde ne cășună și facem câte o ședință foto în mijlocul străzii, în mijlocul pieții aviatorilor sau pieții Victoriei și în final închidem undeva în Piața Floreasca la o cârciumă itarenească de gang. Încercăm să nu forțăm oamenii la un efort de pedalare a la triatlon, e totuși o zi lucrătoare, dar încercăm să-i împrietenim cu vehiculul și să vedem cum funcționează și tocul cu pedala, funcționează și ținutele elegante cu pedalele și până la urmă despre asta e vorba. Este un fel de lifestyle în care integrăm bicicleta și este o soluție de transport. Cred că dacă fiecare dintre voi vă nimeriți într-o zi de marți în București, știu că aici sunt mai mulți ploieșteni și invitația e deschisă și pentru toți bucureștenii, vă aștept într-o seară la City Biking la Paparazzi. Și întorcându-ne la, cred că cel mai important punct, cu asta vreau să închei, din proiectul nostru, noi am făcut la un moment dat o categorisire, ne-am pus întrebarea, există oare oameni cu pasiuni și oameni fără? Și răspunsul este nu. Există doar oameni care nu și-au descoperit încă pasiunea și am împărțit cumva în trei categorii, cum venea exemplul tău cu cele trei categorii care dau frăscă și mai departe. În cazul nostru sunt oameni care ai avut o pasiune, redescoperă-o, ai o pasiune, alocă-i mai mult timp, n-ai o pasiune, găsește-ți-o, e în tine, vei începe să trăiești. Noi avem credința că dacă nu ai o pasiune, doar supraviețuiești. Începi să trăiești doar din momentul în care ai o pasiune. Și cred că ăsta este cuantumul cel mai mare din populație și către el noi ne aplecăm eforturile și orice idee și orice sprijin din partea voastră este binevenită. Vă mulțumesc foarte mult!